Băi, ia uite și pe ăsta, mâncați-aș gura ta să mă... Fii atent, cu mașina ta o să mergem. Deci cred că e prima oară când arestez pe cineva pe bizon cu mașina. Salut, dragi mei prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem astăzi pe website-ul bzone.ro, pentru că sunt 13 ani de bzone, fraților, 13 ani împreună, unde bizonul astăzi a fost la 1000 de jucători aproape. Eu când am venit acum să mă uit, erau 920. Acum vreo 20 de minute, până să încep să fac pregătirile de clip. Însă un prieten mi-a spus că erau vreo 940 și înainte 950. Deci putem spune lejer că cu siguranță va atinge 1000 de jucători, ceea ce este un salt enorm față de cât ar fi pe RPG-1. În mod normal ar fi fost vreo 600, pe la ora asta, 600 și un pic maxim. Iar acum sunt 900, deci au crescut jucătorii foarte mult. Pe RPG-2 ar fost vreo 280-290, vedeți și voi cât sunt acum. A depășit mirobolantul B-Hood, care vedem a scăzut față de Bizon. Bine, pe Bizon sunt și zilele Happy Days, dar să vedem de ce a crescut numărul de jucători. Ia să vedem. În fiecare an, nu știu ce, premii, nu știu ce, maraton, știm cu toți ce face maratonul. Avem aici 13 things to do, avem 13 task-uri în fiecare 13 zile. După ce o să le completăm pe toate, vom primi 300 de gold, cum a fost în fiecare an. Deci nu e nimic ca an. Wow, nu se primește wanted pentru joburile ilegale, știm și noi. Robule se pot da oricând, timpul la jail este înjumătățit, de două ori râpâuri la payday. Există un treasure hunt pe server unde vor apărea diferite, să zicem așa, comori pe hartă și va trebui să le găsim, și există foarte multe premii. Există aceste evenimente care sunt organizate brusc și rapid, vor rula continuu, la fiecare 2 ore, după cum scrie aici, LQS și LMS. Totodată se vor băga stocuri, totodată va exista un special quest care, ia să vedem în ce constă. Quest-ul poate fi începând cu level 3 și minim 5 ore jucate, 15 obiecte ascunse pe hartă, nu știu ce. Aici avem premii, o sumă între și nu știu ce, un bonusuri care se obținea finalizarea quest-ului se prime la 600 de gold. Am înțeles, deci aceste quest-uri se pot face de mai multe ori, din câte am înțeles eu acum. Da, poate, ok. Există comanda get gift, avem de două ori raport free, de un jumătățel de raport, putem să le folosim de două ori, eu nu o să o folosesc deocamdată. Shop discounts și cum se poate cumpăra goldul. Deci sunt chestiile pe care le știm de mai mult timp. Surprinzător, nu cred că s-a dat amban tuturor jucătorilor. Surprinzător, mă așteptam să întâmple chestia asta cu ziua iertării, dar nu cred că nu s-a scos banul, un ban, nu cred. Un banul sunt reduse până... dar nu s-a scos ambanul jucătorilor. Bun, hai să intrăm pe joc, să vedem dacă ne putem cumpăra și noi, ceva și să vedem ce se întâmplă pe joc. Hai să mergem la gift și mai comentăm de acolo. Dar vreau să vedeți faptul că jucătorii chiar au crescut de aceste B-Days, ceea ce este chiar surprinzător. Hai să intrăm pe joc să vedem ce ne-a pregătit serverul. Se decora și serverul de sărbătoare, gen 13 ani de B-Zone. Aici văd că sunt decorațiuni puse pe tot serverul, inclusiv la LVPD, la departamente, cred că și la alte serii de facțiune, mai mult ca sigur. Deci se pare că băieți s-au pregătit chiar foarte bine pentru aceste zile de B-Day, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Ceea ce nu poate pe mine să mă bucure acum este faptul că nu avem raportul gata și este joi astăzi, suntem joi. Eu când filmez clipul astăzi, suntem pe 2 septembrie, joi, ceea ce este destul de nașpa, pentru că de obicei nu las raportul până joi, dar săptămâna asta a fost una destul de încărcată cu foarte multe chestii, cu foarte multe lucruri care s-au întâmplat, așa că a trebuit să nas, au majorat la nu știu ce, ba pregătiri, ba altele, ba canal D, ba una alta, și a trebuit să ne împărțim așa între mai multe locuri și nu am avut timp să fac raportul și vreau să fac împreună cu voi astăzi, dar nu înainte de a ne încerca norocul la Get Gift, care este în LS. Ok, bine, hai, știm că Get Gift-ul este în LS, deci oricum noi mergem în LS după Deagle Termopan, ok, nume fain. Să mergem după Deagle, o să mergem și în LS, o să colectăm și noi Get Gift-ul. Totodată aici m-am pe Slash Shop, am dat înainte să încep filmarea un Slash Shop rapid. Nu prea am văzut chestii care să fie wow, cei drept avem și noi foarte mult gold, dar asta nu înseamnă că și trebuie să îl folosim acum pe tot. Interior la casă nu mai vreau, poate să mă... Ba,
ban, la fel n-am nevoie. Sincer, cred că aș face o frecvență privat. Da, cred că nici asta. Extra vehicle slot. Cred că un extra vehicle slot am putea să cumpărăm, pentru că are o reducere destul de bună și avem deja 20 de vehicule și 22 de sloturi. E ok. Cred că e mai mult decât ok. Așa că zic să mergem înapoi în LS. Vând biz 13-24 din 7. Profit 20-30 de K pe zi. Ce Dumnezeu biz ăla de produce 30 de K pe zi? 24 din 7. Poate o fi ăla de la LSPD. Un biz cu rata de țeapă foarte mare, așa că nu o să ne aruncăm la ăla, Johnule, o să stăm cu minți. Dar ăla se duce în pana mea, tocmai în SF, deci nu e o țintă bună. LV, ăsta pe unde Dumnezeu e? E aproape, ok, era HQ Southern Pimps, dar de ce nu i-a dat arest? Dacă i-a dat wanted pentru drug possession / use, de ce nu i-a dat arest? FBI rank 3. Da, se poate să-i dea arest, dar de ce nu i-a dat arest? Nu înțeleg. Hai să mergem la HQ Southern Pimps, pentru că poate acolo au nevoie colegii, mă rog, colegul Termi, care a dat wanted, poate are nevoie de diferite susțineri din partea poliției, pentru că cine știe, ăla este foarte periculos din Southern Pimps, dar nu înțeleg de ce nu îi dă arest. Nu înțeleg. Absolut deloc. MS, o fi luat crash? Salut, sal. Te rog, eu nu mă omor și nu fă din astea cu mine. CAF 317. Haide. Este punct la raport gratuit. CAF, ce are frate? CAF 117, ce am dat? CAF 317 am scris. În fine. Băi, sunt 13 ani de Bison. Țin minte că în urmă cu ceva vreme, țin minte că celebram împreună cu voi pe YouTube 10 ani de Bison și eram atât de fericit. Zice, mamă, comunitatea a făcut 10 ani. Un deceniu de Bison și au fost foarte multe evenimente atunci. Iar acum celebrăm 13 ani de Bison. Da, și cred că părerea din episodul trecut pe care am spus-o despre comunitate era binevenită să apară și pe episodul de astăzi. Dacă nu ați văzut clipul anterior, puteți să aruncați un ochi pe canal în care mi-am spus eu părerea sinceră despre Bison. Însă, dacă nu ați văzut acel clip, pot să vă spun doar că este o comunitate mișto. Restul aveți în acel clip. Și 13 ani de Bison spune mult. Este o comunitate cu tradiții, este o comunitate în care și-a format foarte mișto publicul și oamenii prin regulile, sistemele pe care le-a impus pe server. Aici mă refer faptul că Bizon l-am văzut tot timpul ca ceva mai cizelat, ceva mai de, să zicem așa, mai greuț față de celelalte buggy și așa mai departe, la înțelegerea sistemelor, să zicem așa, pentru că stunele mai complexe, cum este robul, cum sunt alte sisteme de pe server care necesită oarecare pregătire, să zicem așa, oarecare dexteritate în jocul ca să poți să te joci. Și chestia asta mi-a plăcut tot timpul, pentru că e foarte mișto. Sau sistemul de weed, de, ziceți mai, de droguri, de cultivare de droguri la mafii. La fel, foarte mișto. Și nice, / tasks. Ia, task, rich level, da, nu avem prea multe task-uri, play, nu știu ce, astea sunt veșnicile task-uri. Hai să mergem acum, băi frate, am nevoie de raport, de sincer vă zic că este nevoie foarte mare de raport. Nu am avut timp să fac zilele astea, v-am spus, că am avut mai multe alte chestii de făcut, nu am avut timp de nicio culoare să facem aceste ore la raport, însă 2400 metri, da, se mișcă. Însă sunt crezător că pot până duminică să termin raportul, totodată o să plec și câteva zile pe la mare din nou, de pe 11 până pe vreo 15 septembrie, deci avem la fel de plecat, vine și ziua tatălui meu tot acum pe 7 septembrie, sunt foarte multe chestii de făcut și chestii care te roagă să nu mai stai în casă, să te joci pe calculator, de-abia acum o oră, două am ajuns acasă după o zi de sală, de plimbat, de chestii. Așa că oarecum, bine, am văzut că e un pic cam frig pe afară, ce-i drept, nu știu cum este la voi în orașele voastre, însă aici în București, deși sunt vreo 24 de grade pe afară, 22 dimineața, vreo 19, tot e un vânt din ăla nenorocit care îți impune fără să vrei să iei o geacă pe tine, cel puțin dacă nu iei pe tine, să o iei cu tine, pentru că cu siguranță vei avea nevoie de ea la un moment dat în timpul zilei. Așa că nu scrieți și voi în comentarii cum este în orașul vostru și dacă aveți nevoie de geacă sau nu. Asta este tema de astăzi. În altă ordine de idei, 13 ani de Bison, mă așteptam, cum v-ați așteptat și voi, să dea bani tuturor jucătorilor, dar nu cred că era nevoie, dar surprinzător. Când am văzut 930 de jucători, 940, ziceam, what? Am zis, what? Pe bune? Zic, chiar s-a dat în ban? Dar apare, nu s-a dat în ban?
sau dacă s-a dat, eu nu am aflat, dar nu cred că s-a dat. Și da, nu poate decât să mă bucure chestia asta, pentru că sunt și mai mulți jucători online acum. Dacă vor rămâne, greu de zis dacă vor rămâne. Dar cu siguranță aceste B-Days, aceste zile B-Zone au ca și scop și atragerea jucătorilor care poate s-au lăsat, n-au mai avut chef de joc sau alte asemenea. Uite, e bine că mergem tocmai pe aici prin LS, unde o să trebuiască să mergem să dăm un Get Gift. Sunt tare curios cât noroc avem. De obicei îmi cad bani la Get Gift. Tipul ăla cred că are Infernus. Ăsta pe care îl alerg eu acum cred că are Infernus. Băi, intenționat a făcut-o, băi, intenționat a făcut-o, mă, și ăla s-a dus. Băi, ia uite și pe ăsta, mâncați-aș gura ta, să mă... Nu mai suport. Ok, hai să mergem, Get Gift. Sorry, dar nu se poate, frate, efectiv. Sunt momente în care vrei să faci și tu ceva și efectiv nu se poate. Ia, unde e Get Gift-ul? La Balamuc e Get Gift-ul. Cum Dumnezeu ajung la Get Gift? Cum Dumnezeu ajung la Get Gift? Băi, hai să vedem cum ajungem la Get Gift, că e grav dacă nu putem să ajungem acolo. Cred că avem bărcile de poliție, da, le avem aici, nu mă interesează că le iau un scop personal. Haide, engine, bun, stai, engine, ce are, mă? Bă, ce Dumne, frate, cum controlezi barca asta? Așa, bun, hai să vedem unde este Get Gift-ul, pentru că eu nu-l văd și asta e nasol și nu există drum până la... A, e pe partea dreaptă, da, mă gândeam. Mă gândeam că așa a mai fost odată la un moment. Da, și nu se poate ajunge cu barca. Asta e tare. Drumul ăsta e foarte tare. E chiar mega tare. A, fii atent aici. A, e o casă, gen e un orășel, ceva. Ia, City Planning Department. Bine ați venit în orașul B-City. Ai, mă, laș B-City? Pă bune, există așa ce... Nu pot să las... Eu în acest moment mă las de joc. Ia uite și pe ăsta, frate. Frate și Gaboru și... Hai, fai, patru. Cum să-l arestez pe ăla, frate? Cum să-l arestez eu, mâncați așa, când nici n-am mașină? Ia că facem noi o schemă, fii atent încoa. O să-i cer mașina lui. Fii atent, cu mașina ta o să mergem. Deci cred că e prima oară când arestez pe cineva pe B-Zone cu mașina lui. Aici. Te rog, descuie mașina ta. Fii atent încoa, frate. O să-l duc pe altul cu A, e de clan. Băi, frate, nu mai suport. Zici că e împotriva mea tot jocul astăzi, frate. Nu mai suport Sampu. Aoleu, băi, nu se poate. Deci, ceva se întâmplă asta. Dai G, da, CAF 794. IT 794, Deagle este la mine. Ne îndreptăm către LSPD. Băi, frate, deci e prima oară când mă duce cineva să-l... arestez. Filmăm pe YouTube. Apropo, băi, fratele meu, deci e prima oară când suspectul mă duce să-l arestez. Nu, deci dacă cade în apă, nu, deci să nu cadă în apă intenționat. Așa. Băi, deci cred că e de cel mai de treabă suspect civil cu oante, cum vreți voi să-i spuneți, de pe planeta asta. Efectiv să mă ducă el ca să-l arestez. În fine, mă, mai există și astfel de oameni. Și frumos infernul ăsta, zău. Culoarea asta cel puțin. 13 ani de B-Zone. 13 ani de B-Zone, băi. 13 ani de B-Zone. M-așteptam să adauge acele... ne-a dus la mașină. Acele pack-uri, să zicem așa. Dacă țineți voi bine minte, nu știu când au fost acele pack-uri băgate pe Slash Shop, când puteai cumpăra la pachet parcă Hot Ring și bani și nu știu ce, și clan sau clan tag change, adică primai un pachet cu mai multe chestii, un pachet promoțional. Dar nu mai știu, poate îmi scrieți voi în comentarii, că eu nu mai știu cu ce ocazie au fost băgate acele pachete pe joc. Dacă de Crăciun, cred că de Crăciun, dar nu sunt sigur. Ok, hai să ne îndreptăm către LSPD. Și totodată o să fac o frecvență privată pentru noi o frecvență privată pentru noi, cei care suntem pe aici pe YouTube, pe comunitatea Swift Gaming Rom. Mamă, ce merge mașina asta, băi, frate. Așa, unde o să puteți intra cu parolă, bineînțeles, ca să intre doar abonații, nu și, în fapt, na, oricum o să intre toată lumea dacă știți frecvența și v-ați uitat la clip. Dar haide să intrăm, să facem acum o frecvență privată unde să fim numai noi și bine, punem o parolă doar așa de formă, ca să zicem că na, că avem o parolă. Băi, ce mișto au decorat pe aici, frate. Cât de mișto au decorat pe aici. Hai să-l arestăm pe Deagle. Pa,
Bun. Te vezi diseară pe YouTube, Swifty Gaming. O facem și noi ca la început, când sărbam 9 ani de Bizon, frate, când aveam puțini abonați. Are 794. Bun, hai să facem o frecvență privată, că tot am zis că o facem. Private Frequency Order. O să fie frecvența cu numărul 20.0. Bun, mai frec. Și parola va fi, password va fi Swift. Deci parola va fi simplă, Swift, da? Ok. Și acum avem set FreQ, ca să intrăm pe frecvența noastră, set frecvență 20.0 și parola Swift. Și acum suntem pe frecvența noastră cu parola Swift. Dacă doriți să intrați, vă aștept pe frecvență, să putem discuta pe server mult mai ușor, comunitatea Swifterilor. Fraților, cred că radar, ia să vedem, oare există? Da, uite, există radar, deci există posibilitatea de a căuta ceva pe hartă, quest, stai, hash, quest, help, există așa ceva? Da, 5 briefcase-uri, câte unul în fiecare oraș, am înțeles, da, este și radarul pe aici, dar 5 în fiecare oraș e ceva de căutat, pentru că sunt puține și orașul e mare, înțelegeți și voi. Fraților, sunt pe server 905, da, deci până diseară cu siguranță se vor face 1000 de jucători pe Bizon, 2 septembrie, poate o să pun și un screenshot diseară când editez clipul, dacă s-au făcut 1000, sper să fac 1000, adică sigur se vor face 1000, dar surprinzător, un pic am gol pe imbalul. Fraților, aveți grijă de voi, mulțumesc foarte mult cu asta la episodul de astăzi și că mă susțineți în continuare, suntem la 13 ani de Bizon și parcă ieri aniversam împreună cu voi 9 ani de Bizon. Timpul trece extrem de repede și 8 ani am aniversat împreună cu voi, deci na, timpul trece foarte repede. După cum observați, dar noi rămânem aici împreună, ceea ce este mirobolant, super. Aveți grijă de voi, frate, vă mulțumesc încă o dată că vă uitați la mine și ca de obicei de aniversarea cu numărul 13 a comunității Bizon. Stay close, bye!